să reconstruim aplicația de capitală culturală, vedem câțiva pași care sunt necesari pentru a pregăti orașul pentru această candidatură. Și asta este un lucru. Și deci, încă o dată, nu e un serviciu externalizat al primăriei. Este o inițiativă noastră, pe o nevoie pe care am identificat-o și pe care ei au așa o asumat-o. Iată și cumva. Da. Și eu sunt.